Am organizat o scurtă conferință de presă datorată unei vizite operative în România a unei echipe a Organizației Mondiale a Sănătății. Această echipă este condusă de directorul executiv, domnul dr. Rob Butler, și directorul pentru situații de urgență al Biroului Regional OMS pentru Europa, și ea include, în afară de cei doi directori, foarte mulți sau mulți experți. Dumneavoastră deja o cunoașteți pe doamna Hiter Papovic, care este aici în România, cred că de aproape 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, de 2 săptămâni, deci de 2 săptămâni, și care a avut ocazia să evalueze situația din România, dar alături de dânsa au mai venit alți experți în comunicare, în vaccinare, care să ajute la trecerea peste această situație dificilă prin care trăim, prin care trecem. Am avut o întâlnire cu membrii celor două comisii de sănătate ale Parlamentului României. Dânșii au expus câteva dintre principiile care stau la baza unui set de recomandări pe care îl vor face către autorităților din România. Acestea sunt recomandări, așa cum am mai spus și cu altă ocazie. Noi suntem cei care putem să le implementăm, să nu le implementăm sau să le implementăm parțial. Problema este următoarea. Când le implementez parțial, și rezultatele sunt parțiale. Și noi suntem, și dânsii cred că în aceeași măsură ca și noi, suntem tulburați de ceea ce se întâmplă în momentul de față și de faptul că România are probabil, dacă nu cu siguranță, cea mai mare mortalitate din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, raportată la populație, cu mențiunea că regiunea europeană nu înseamnă doar țările din Uniunea Europeană, înseamnă multe alte state, sunt 53 de state și este cea mai întinsă regiune de la Pacific până la Atlantic și până în partea de sud a Asiei, în unele state, fac parte din regiunea europeană a OMS, deci fostele state sovietice, alături de țările care, să spunem, sunt tradițional considerate a fi parte din Europa. Câteva concluzii după această primă întâlnire. O să rog pe doamna Papovic să vă spună și o să rog pe Ioana să traducă sau spun eu direct în engleză pentru doamna Papovic, să vă spună câteva dintre recomandări. O să rog să fie explicită și să vă spună principiile acestor recomandări și, bineînțeles, ulterior să puteți să puneți și dumneavoastră întrebări la care doamna Papovic sau eu sau alți colegi care sunt aici în sală să poată să răspundă. Puteți să puneți întrebările în limba română, nu e niciun fel de problemă, le traducem în engleză și ulterior veți avea răspunsurile. Heather, you have the floor. Thank you. Vreți traducere la ceea ce spune doamna Papovic acum? Ok, atunci o să rog pe Ioana, are microfonul, da? Și pe măsură ce dânsa vorbește, traduce sau pot eu să traduc, de fapt... Ioana, haide să fie mai simplu. O să traduc eu ceea ce e mai simplu să traduc eu, ceea ce spune dânsa, și ulterior tu faci pentru restul. Mulțumesc. Thank you, and thank you, Dr. Rafila, and thank you to the press for being here to listen to us. As you know, I've been here for a couple of weeks. I've met with people from the community level, to community health workers, primary health care doctors, up through the government, people from the private sector, just about everybody. So I'm trying to get information from all different stakeholders to try to
I'll try to translate. Sunt de aici de două săptămâni și m-am întâlnit cu reprezentanții diverselor comunități, ai medicinei de familie, reprezentanții spitalelor, dar și din alte sectoare de activitate. Thanks. So I think one of the main things that I've seen, and I think this is one of the overarching ideas, is that everybody from the community level up through the government and all the different institutions is working hard on this pandemic. Everybody is interested to do their part. They want to be part of the solution. Toată lumea, începând de la nivel comunitar până la instituții guvernamentale, lucrează foarte mult în această perioadă și dorește, într-un fel sau altul, să fie parte a soluției. So the key thing is bringing everybody together around one action and one voice. Este cel mai important, este să aducem toți actorii încât să existe o singură, la aceeași masă, să aducem toți actorii, încât să existe un plan și o voce pentru controlul pandemiei. Mm-hmm. So, I think you may have said this, but I'm really coming together around an action plan that everybody works on together with clear activities and roles and responsibilities of everybody at all levels, including the community. Trebuie să existe un plan de acțiune foarte clar, cu obiective foarte clare, cu elemente care țin de responsabilitățile fiecăruia și care să fie aplicat la diferitele niveluri de decizie. In the short term, we really want to get through this wave and reduce the high mortality rate that we've seen. Prima dată trebuie să oprim acest val și să reducem nivelul înalt al mortalității. And to do that, we really need to streamline systems. From the beginning, when somebody feels like they're being sick, that first contact with the primary health care system, all the way up through the hospital, the emergency room, the hospital, and the intensive care unit. So streamlining that system so we make sure people don't die right now immediately. Fluxul care înseamnă tratamentul pacientului pleacă de la domiciliu acestuia, de la sistemul de acordare a asistenței medicale primare, la unitatea de primiri urgențe, spital și secția de terapie intensivă. Important este ca să nu ajungem în situația în care viața pacienților este în pericol. So important in that is really looking at the primary healthcare level, that first contact, and strengthening that, leveraging their connection with the community, their ability to talk to their patients, and pull the community together to come to them if they're sick, and also to discuss the vaccinations. Cel mai important în momentul de față este sistemul de acordare a asistenței medicale primare, medicina de familie, ca să discutăm concret, care trebuie să fie implicat în detectarea cât mai precoce a bolii, să asigure testarea și să facă consiliere în ceea ce privește vaccinarea. Deci rolul medicinii de familie, medicinei ambulatorii, ca să ne înțelegem, este foarte important pentru că dacă, încerc eu să explic acum puțin, pacientul apelează repede și trebuie educat în sensul ăsta, informat, să apeleze cât mai repede la medicul de familie, trebuie să găsească o soluție de diagnostic și o soluție terapeutică la medicul de familie. Another part of reducing people from dying from the disease is making sure they don't get the disease. And so for this part is really strengthening and putting in place public health measures, which have already been implemented by the government, but really looking at the community level, everybody playing their part, staying out of crowded settings, doing their daily risk assessment, wearing masks, keeping distance. So following those measures at the community level. Este important să-i protejăm în primul rând pe cei vulnerabili și pentru acesta există aceste măsuri de sănătate publică pe care deja le cunoaște toată lumea, în afară de vaccinare, distanțare, purtarea măștii
care sunt esențiale pentru protejarea acestei categorii de populație. Și vă mai spun un lucru care a reieșit din discuțiile din sală. I complete a little speech. Doar 21% dintre pacienții cu vârsta de peste 80 de ani sunt vaccinați în România. Deci cei mai vulnerabili au cea mai mică acoperire vaccinală. Deci ei în continuare rămân la risc crescut de infecție și de boală care duce la complicații și din nefericire și la deces. Apart from the community, we also have responsibilities at other levels. Looking at businesses are not only impacted by the pandemic, but they play an important role in controlling it as well. So really looking at working with businesses and workplaces and workers on how to have a safer working environment. And the same goes for schools. We really want to keep schools open. We want children to be learning and developing. So looking in the same way, really looking at how to have good control measures in schools. So looking at some of these different settings as well. Foarte importante sunt locurile de muncă, care trebuie să fie organizate în așa fel încât să reducă riscul de transmitere, să fie sigure pentru angajați, pe de o parte, și același lucru trebuie să existe și pentru școli. Școlile trebuie menținute deschise cât mai mult timp și cu lucrul ăsta știți bine că l-am discutat în mod repetat, dar lucrul ăsta trebuie făcut cu asigurarea condițiilor care să prevină infectarea sau să reducă foarte mult impactul, că nu poate fi prevenită în totalitate, cu siguranță. And then looking now and forward, really the way to get to make sure this doesn't happen again is to get everybody vaccinated, particularly those at higher risk, the elderly, those with chronic diseases, immunocompromised. That's going to keep us safer from the next wave. So we, in order to really reduce people from getting sick and going to the hospital, this is one of the key interventions we have to do. We've seen in a number of countries and here that the people that are in the hospital, that are in the intensive care unit and the emergency rooms are the unvaccinated. And this is a pretty high percent. So this is how we're gonna, I mean, this wave already, we need to push that, but really to stop the next wave, we need to get everybody, especially those at risk, vaccinated. Vaccinarea rămâne principala măsură, asta este situația. Trebuie să protejeze mai ales categoriile vulnerabile și există evidențe, inclusiv în România, și a observat asta în vizitele de lucru pe care l-a făcut în spitale, că, în general, în formele complicate care ajung la terapie intensivă, sunt persoanele nevaccinate. Și un lucru foarte important legal de vaccinare, și probabil că lucrul ăsta o să trebuiască discutat în perioada următoare, dacă vrem să nu ne reîntoarcem, să prevenim noi valuri de infecție, vaccinarea rămâne, din păcate, dar și din fericire pentru că avem vaccin, singura soluție. And I think just the last thing is tying everything together is information and communication. So having that clear communication with businesses, with schools, even with the health staff at all different levels. They have the right information, updated information at all times, so they can work with their communities in order to answer their questions, help them work through vaccination issues, help them come in early for care. So this is, I think, ties everything together, and I know this is not unique for Romania, but I think globally, that the infodemic, the constant information coming in, I have a hard time keeping up with what's going on a day-to-day basis. So I think that really ties everything together. So thank you. Ceea ce e foarte important este comunicarea, informația transmisă la nivel comunitar de toate persoanele importante din comunitate trebuie să fie coerentă, trebuie să ajungă la oameni pe calea potrivită pentru fiecare categorie și aici cred probabil că recomandarea se referă la situația din România în care știți bine că
categorii largi de populație fie au fost private de informație, fie au fost beneficiari, în ghilimele, unor informații eronate, care până la urmă le-a pus în pericol starea de sănătate lor și familiilor și respectiv comunităților lor. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, și aici o să rog pe Ioana să traducă. Serious at all, and then more serious. How serious grave do you consider the situation in Romania in this moment? And the second question is, what chances do we have here a special Romanian variant of coronavirus we have now? I'm Andreea Ofuțaru from Europa Liberă. Okay, thank you. Putting a number to it, it's hard to put a number to this type of situation. We just visited a hospital and we saw patients the emergency department full of patients full of COVID. It was pretty dramatic. And that would put this at a very high level. The numbers of cases are high. I know the numbers of deaths just reached an all-time high. So I would say we're in a pretty severe situation. The health system is overwhelmed, and that's really how we look at the severity of the situation. Your second question, I need to hear one more time, sorry. What chances do we have here to have a Romanian variant of coronavirus? So looking globally, if we don't get vaccination coverage up in every country, especially those at risk, we're always at risk of variants. This virus can change. Romania works closely with the WHO on sharing information on virus sequencing, so we're working closely with you to see if, you know, to monitor the situation. So yeah, I think the key message here is everybody needs to get vaccinated to really bring, to reduce the risk of variants globally. Thank you for the questions, very good. Anybody? How did other countries make their population vaccinated, and where did Romania go wrong? What was wrong in Romania about vaccination? Well, I can tell you my experience in New York City. I work for the Department of Health in New York City, and part of my role there was to help start up the vaccination campaign. We first started with kind of big vaccination centers, but then we realized that we really need to get out to the primary healthcare level. I think similar as here, that's who people trust most. So we moved in more in that direction, but also increasing sites. We vaccinate in pharmacies. We vaccinated in on the street corner. We vaccinated in subway stops, in the museum. Actually, my son got vaccinated in the Natural History Museum. So we really increased the locations, we increased the people who can vaccinate. We got everybody that could possibly vaccinate and trained them up and brought them in. We tried to find the people who didn't have access and found solutions to get them access. Call lines, mobile vaccination sites. So we really worked in every angle to reach the unreached. So yeah, it was very complex, and we really just used everything we could to get, first of all, the most vulnerable, and then everybody that we could find. So that's I'll just stick with the experience in New York City. And another question, did you do some predictions for the next month in Romania, taking in consideration the level of vaccination now? That's a good question. That's a good question for everywhere. It's really this virus is very unique, and it's hard to really predict.
But we are working with the National Institute of Public Health on some modeling. So we look in exactly like you said, vaccination status, and put in a couple variables to look forward. So we're working on that, and I think that's a really good question because it helps with planning. Thank you. I have one more question. Mm-hmm. When do you think that the wave four we will overcome wave four here in Romania? On your predictions? I think that goes in the same kind of the same question. I think we have a role to play in bringing it down. I think if, you know, as I've mentioned before, if everybody plays their role at the community level, in businesses and schools, and really put in place these measures, that will bring it down, at least this wave. Getting vaccinated will hopefully prevent a big next wave. Hopefully there won't be a next wave, but prevent that. So it's up to us. Oh, it's up to all of us, I guess. I can't tell you. But again, we're working with the authorities here to, you know, at least do some modeling to help with planning. So, but that's a tough thing. It's a tough thing to predict. So, but these are good questions. Mr. Rafila said that you gave some guidelines or some list with measures for, you have some list with measures for Romanian authorities. What, can you name three of these measures for Romania that should take in the next period to, I don't know, to overcome this wave? Yeah, I think I mentioned most of them already. I think the one big one is really coming together as one team with one voice. I know that's not a concrete measure, but that's really important in order to bring the recommendations together and move them forward. And the, you know, I don't have the detailed recommendations, but overarching. Again, it's getting people vaccinated, especially the most vulnerable, and following the public health measures, really putting those in place and putting, well, they're already in place, but following them, monitoring them, and helping to support different communities for that. Do you want to? Oh, yeah. Also, What do you think about introducing the green pass? It will help here in the situation? I think I'm going to maybe pass that over to you, to Dr. Rafila. Do you want to talk a bit about the green pass? I think they know my opinion. I think they are waiting for yours. Thank you. Problema, o să fac un comentariu scurt, dacă îmi permiteți, apropo de întrebarea colegei dumneavoastră, pentru că totuși trebuie să dăm un răspuns. Cred că în România, apropo de comunicare, am făcut două lucruri greșite. Nu am explicat ce este certificatul verde și nu am explicat foarte clar că acest certificat verde nu presupune exclusiv vaccinarea. Vaccinarea, țicu, trebuie încurajată, dar nu presupune exclusiv vaccinarea, ci și testarea și, bineînțeles, trecerea prin boală. Asta e o chestiune întâmplătoare. N-are... Unul dintre elementele importante, pe care nu le-am menționat, dar pe care le-am menționat în întâlnirea cu cei de la Comisiile de Sănătate, și o să rog pe Hitler să reia acest subiect, este accesul universal la testare. A discutat lucrul ăsta și el trebuie să existe. El nu trebuie însă să se descurajeze sau să înlocuiască vaccinarea, dar, pe de altă parte, limitarea testării nu face altceva decât să agraveze situația. Dumneavoastră vedeți că noi avem în fiecare zi un număr mic de teste și dacă am comparat cu alte sisteme care, să spunem, într-un anumit moment aveau un număr similar de cazuri, o să vedeți că aveau de 5 ori, de 10 ori mai multe teste
realizate în fiecare zi decât se fac în România. Deci este clar că este o problemă, o limitare a accesului la testare. Și o să rog pe Hitter să comenteze puțin în acest sens, iar certificatul verde, deși știu că e o problemă sensibilă de discuție în România, ăsta este adevărul, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-l discutăm, dar aș prefera să încetăm cu aceste poziții partizane, pro și contra, trebuie explicat de ce este util, că e o măsură de protecție individuală, e o măsură de protecție a comunității și că el este acceptabil dacă statul sprijină toate cele trei sau două, că al treilea îmbolnăvirea nu poate să sprijine statul îmbolnăvirea, cele două elemente, vaccinare și respectiv accesul universal la testare. Este important acest element și poate vă spune mai mult despre testare. Deci, știți care este problema? Noi ne găsim în momentul de față, asta e o părere a mea personală, nu are legătură cu această conferință de presă. În momentul în care te găsești, deci discuția asta puteam să o avem acum 5 luni. Dacă acum 5 luni discutam despre certificatul verde, puteam să facem o discuție pe banii medicilor sau personalului medical sau pe banii statului. Dar eu când vin cu acest proiect de lege, când am maximul de cazuri, când am maximul de impact pe sistemul de sănătate, deci nu vin acum cu această lege și cu această discuție. Pentru că dacă vin acum cu această discuție și ostilizez o parte din personalul medical și îl ameninț cu concedierea în plin van pandemic, sunt inconștient. Deci această discuție, deci noi am avut o vară întreagă, ca să terminăm această discuție, în care nu numai că nu s-a făcut nimic, dar s-a încurajat transmiterea prin diverse manifestări publice care au fost organizate, încurajate și așa mai departe. Deci am determinat toată această nebunie și când ajungem în vârful, pandemiei, venim cu măsuri care ostilizează personalul medical și care pun o problemă legată de funcționarea sistemului medical. Este o demagogie pură și nu reflectă responsabilitate. Această discuție referitoare la certificatul verde trebuia să aibă loc atunci când a existat în toate țările din Uniunea Europeană, la începutul verii, și poate că de atunci găseam o soluție comună și o înțelegere dacă le explicam în mod corect oamenilor. Și aveam și altă performanță a programului de vaccinare. Dar noi am spus că nu mai avem probleme, că nu avem nevoie de vaccinare, nu avem nevoie de nimic și consecințele și zeci, sutele de morți pe care avem astăzi, îi vedeți în fiecare zi și nimeni nu-și asumă răspunderea pentru ei. Asta este lucru cel mai neplăcut, iar această lege legată de certificatul verde profesional în sectorul medical, pentru că ea așa a fost depusă, nu a fost nici rezultatul unei consens politic, n-a fost discutată cu nimeni, iar un element de bun simț pe care noi l-am propus legat de plata acestor teste pentru personalul medical, cel puțin pentru o perioadă limitată, a fost respins. Deci asta este situația. Dar când spuneți noi, vă referiți la președinte, la guvern, noi am organizat sau toată vara nimic? Păi bineînțeles, cine a guvernat România? Nu vreau să politizez, și n-au venit aici pentru o dezbatere de natură politică. Dar în mod evident, dumneavoastră, cine credeți că guverna România, nu guvernul? Guvernul României, da? Nu și-a făcut treaba, asta este adevărul, a dus situația la paroxism. Și aceiași oameni care au adus situația la paroxism vor să pună și sistemul de sănătate în imposibilitate de funcționare în acest mod, în acest moment. Păi despre ce discutăm? Și nu-și asumă nimeni nimic. Despre asta discutăm. Nu? Noi ca și societate, spuneți cum vreți dumneavoastră, că sunt puțin revoltat de toată situația asta în care ne găsim. Mă scuzați. Doamne doctor, eu aș vrea să mă întreb puțin despre situația de la Spitalul Județean din Buzău, dacă știți ce se întâmplă acolo și de faptul că pacienții sunt tratați în mașini proprii. Nu știu ce se întâmplă la Spitalul Județean Buzău, dar vreau să vă spun un lucru pe care l-am discutat și cu domnul profesor Străinu și cu domnul doctor Arafat. E o problemă când nu mai ai loc în spital, nu mai ai loc în
unitatea de primiri urgențe, atunci sunt două soluții. Să-i tratezi în ambulanță, dar dacă îi tratezi în ambulanță, înseamnă că ambulanța nu poate să meargă la alt pacient. Și nu există, mi-aduc aminte imagini în prima parte a pandemiei, în diverse alte țări, unde pacienții erau, li se dădea oxigen în propriul autoturism, că n-aveau unde să le dea. Nu știu situația de la Buzău, dar e o situație, asta nu face altceva decât să certifice ce v-am spus puțin mai devreme, că ne aflăm într-o criză majoră de sănătate și acum trebuie să fim împreună, nu trebuie să fim separați. Mulțumesc. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb dacă ați discutat cu reprezentanții OMS și despre antivirale. Dacă se ia în considerare ca antiviralele să fie procurate mai ușor din farmacie în momentul de față, știm că avem medicamentele pe care le folosim. Și o altă întrebare, dacă OMS-ul consideră că ar trebui favipiravirul să poată fi luat pe bază de rețetă și în farmaciile cu circuit deschis, așa cum vă doriți și dumneavoastră în momentul de față, în loc doar din farmaciile din spitale. Aș vrea să rog pe Hitter să răspundă la această întrebare, pentru că punctul meu de vedere deja îl cunoașteți. The use of antivirals in ambulatory care. The questions and access to antiviral drugs that should be... There are treatments that can be given pre-hospital care, namely... One is monoclonal antibodies, and they've been shown to be effective to reduce hospitalizations and deaths. So, there are possibilities out there, and there's also new drugs that are being tested and that perhaps can come out in the future. So, yeah, I think having access to those early, making sure people know again at the beginning to talk to their healthcare provider as early as possible, and this maybe goes back to the testing as well, to have testing available for like diagnostic testing available at the community level so that you can catch people early, get them into the healthcare system, get these treatments to them before they go to the hospital. We don't want them to end up in the busy emergency room or the intensive care unit. Mulțumesc, aș vrea să vă rog să încheiem conferința de presă. Mulțumesc. Mulțumesc pentru participare. Trebuie să ne retragem. Mulțumesc.